Atunci va asigura statul apartament, loc de muncă? Exact, aveți perfectă dreptate. Atunci, da. Terminai o școală, nimic. Acum nimic. Dreptul de a te plânge, atât. Exact, dar nu știu cât o să-l mai avem și pe ăsta. Și nu te bagă în seamă. Nu din păcate. Acum dacă oprești mașina și nu plătești parcarea, vine și îți blochează roata. Și trebuie să dai 2 milioane jumătate. Să se scoată bașii de acolo. Mulțumim, domnule Vasile, o seară bună. Vă doresc o seară bună. Numai bine. Eu aș vrea, dacă îmi dați voie, să fac o remarcă. Noi nu facem o dezbatere politică nici vorba, aici. Nici vorba. Noi dar oamenii putem opri. Sigur că da. Noi prezentăm legea așa cum este, pentru că instituția a noastră, Casa Județeană de Pensii, nu face politică. Nu face politică, până ci pune în aplicare, se aude, pune în aplicare legii. Director, coordonator, vreau să spuneți așa din două cuvinte. E adevărat că au dispărut biletele de odihnă și tratament sau e o neînțelegere și n-au dispărut în totalitate? N-au dispărut și nu vor dispărea. Pentru pensionari. Pentru pensionari. Vor dispare biletele de odihnă care erau pe perioada de vară, iulie-august, pentru salariați. Cu prețuri foarte mici. Sigur, de 6 zile, 8 zile. Așa. Și erau pentru bugetari și alți salariați pe care le distribuie Direcția Muncii. Deci acelea vor dispare în acest an. Biletele de tratament pentru pensionari. Pentru pensionari și pentru salariați. Că și salariați bugetari, și pentru bugetari, nu în general. Nu numai bugetari, și orice salariat are dreptul să ridice de la casa de pensii. Casa de lucrăm pensii la privat, putem veni. Sigur că da, bilet? Sigur că da, sigur că da. Sunt că mai bugetari au voie la dumneavoastră. Nu, și acolo se poate, însă sunt niște criterii separate pentru fiecare. Și la prețuri mai bune decât la o agenție de turism, bănuiesc. Fără discuție că mai bune. Foarte importantă informație, avem telefon, da? Deci până acum am dat 6 serii de bilete, aproximativ 1300 de bilete. Cu cost, cu balamuc, în fiecare an s-a fost. Fără cost, fără balamuc, fără probleme și vom avea din septembrie, conform legii bugetului asigurat sociale pe 2010, în lunile iulie și august nu sunt bilete de tratament. Așa s-a contractat de către Casa de Pensii, asta Casa Națională. Anticriză, păi probabil că este anticriză. Iulie, august să nu le dai bilete. Da, mă rog, asta e viața, noi luăm. Dar tratamentul se poate face oricând în perioada anului. Dacă că sunt bilete de tratament. Și e costul un pic mai mare decât la nu, pensionarul practic plătește 18 zile, pensionarul plătește jumătate din pensie. Dacă nu are o pensie peste... Păi atunci vă mulțumesc foarte mult pentru informație, că s-a adus o mare dezinformare. Adică auzim doar frânturi de știri. Au dispărut biletele de tratament pentru pensionari. Nu. Trebuie nuanțate informațiile. Nu, sigur iată, că n-au dispărut jumătate din tariful... Normal, la cele 18 zile. Deci rămân zile în aceeași situație care au fost înainte. Stațiunile, dar cum ați spus, din septembrie doar. Din septembrie. Vor mai fi 5 serii din septembrie până în decembrie. Și cu canicula asta și în septembrie. Chiar e plăcut să mergi în septembrie în stațiuni. Bună seara! Bună seara! Mă sunez la telefon, vă tine maica ei. Doamne, ce ne faceți? Nu, nu jurați la telefon, că nu-i voie. Domnul Tovarășu Bozeșan. Spune. Dacă mă duc eu la băi, nevasta nu vrea să mă lege să urcă de loc. Și dacă vine cu mine la băi, face nouă și o nouă, poate merge și merge să margă singură. Biletul ei, să-ți scoate bilet singură, că cum eu vine 9 zile. Biletul ei poate merge de altă dată la băi. Sigur că da, fără discuție. Da? Sigur. 9 zile. Sau poate mă duc eu cu ei, așa e bine. Nu, că biletul este de 18 zile. Nu-l puteți dacă împărți. Se poate împărți în două, este chestiunea stațiunii. Și mai ales în perioada când nu este aglomerat, se poate rezolva acolo la stațiune. Deci să le se împartă... la stațiune, nu dumneavoastră. Nu noi, noi nu. Zile. Noi dăm de 18 ați zile, problema se rezolvă acolo. Domnul director, ascultăm. Cum procedezi? Fiu la dumneavoastră dau cere și acolo la stațiune în toate zile. Mă duc cu femeia așa, clandestin, nu iei la dumneavoastră, merge familia, soția Bozășan, soția Cutarea. Păi... Dar luați două bilete în cazul ăsta. Biletul este de 18 zile. Unul pentru dumneavoastră, unul pentru soție. Pare 9 zile. Nu, 18, fiecare de 18. Da, și mergem amândoi. Și unii o primește și păi se facă 9 zile și 9 zile. Acolo la stațiune aranjez sau la dumneavoastră. Acolo la stațiune. Mă duc așa pe chipăiche? Nu, dați-o în telefon înainte și întrebați. Și nu-i de aranjare. E vorba dacă nu-i de acceptă această modalitate. Dacă au locuri libere de cazare, exact, se poate rezolva problema. Domnul director, da, pot să fac cerere să mă duc la Figa la băi. Încă nu, încă nu. La Figa încă nu ai. Figa nu, este, nu are bilete contractate. Casa Națională contractează cu stațiunile din țară. Dar la anul chiar vă rog, la anul probabil director, că va fi. Demersuri să... Probabil. Și noi. O seară bună. Sănătate. Se face să audă cei de la București că avem o nouă stațiune. În 25 e marea inaugurare. Cred da, că ați auzit și am auzit, da, sper am să auzit. Veniți și dumneavoastră să vedeți unde veți trimite pe pensionare. Să sperăm că eu am fost și le-am văzut în stadiu de 85% gata.
arată splendid, credeți-mă. Păi e bine că e o stațiune și reumatismală, pe bun reumatismale să fie aproape, pentru că noi nu prea avem aproape așa, decât Bizușa, adică Bizușa, da, cea mai aproape, dar e... În ce județ e Bizușa asta? Sălaj. Ah, Sălaj. Sălaj. Relativ aproape. Și era Felixul, 1 Maiu. Am înțeles. Un nou telefon. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, vă rog? Tot eu am devenit... Domnul Ștefan sau Vasile? Vasile, da. Domnul Vasile. Am zis o întrebare, dar cum poți să... un pensionar cum poți să intre în posesia unui bilet de... De tratament, nu de odihnă. De tratament. De tratament, da. De nu tratament, nu. Da, de tratament. Calea de odihnă au dispărut. Deci chestiunea se procedează în felul următor. Se vine la noi să face cerere, avem cereri tip, pentru că trebuie completat niște rubrici acolo, da, pentru că da. Da, pentru că noi introducem pe calculator, da, pe cererea. Bulevard, da, pe televizorul bulevard. Puțin mai încet, vă rog. Da, da, da. Deci cererea o introducem în calculator, repartizarea se face de către Casa Națională de Pensii direct pe numele fiecărui om. Așa, pe anumite criterii, că e mai lung, nu cred că ar trebui să le explic eu toate criteriile astea. Așa. Vine și noi în momentul când a venit biletul, noi scriem la om acasă sau îi dăm telefon, modalitatea care a lăsat-o el pe cerere să-l anunțăm, îl anunțăm, vine, ridică biletul și pleacă în stațiune. Plătește jumătate din pensie. Mai o chestie, sunt, de exemplu, anul ăsta, e primul an când s-a făcut această repartiție centralizată de către Casa Națională, ultimele 3 zile înainte de plecare în stațiune, biletele neridicate de cei la care le-au fost repartizate, da, le dăm, să spun așa, la liber, bine, tot respectând criteriile, respectând la pensionari. Vine pensionarul și dăm biletele. De exemplu, seria asta care a fost de astăzi, din 10, ne-a rămas luni, că de luni, că nu ne dă voie programul pe calculator, decât ultimele 3 zile să le dăm la alții la care n-au fost repartizate, ne-au rămas peste 100 de bilete. No. Și le-am dat, au mai rămas în jur de 20 și ceva nevândute la St. George's Bay. Restul toate le-am dat la celelalte stațiuni, că au venit oamenii. Oamenii deja știu, în ultimele zile vin, se interesează și sigur că le dăm, că noi, interesul nostru este să vindem. Vă rog. De exemplu, își depune cerere acum, să zic, săptămâna care urmează. Cam când e vineri, îmi dau așa până în august. Nu, nu, că iulie și august nu mai sunt, decât începe din 1 septembrie până în decembrie. Da, da, e deja... Septembrie nu-i lună rea, atenție. Nu. Deci e de mers, pentru că se pot termina și acolo repede, pe 1 septembrie. Da. Mulțumim și noi. Sănătate. Seara bună. O altă întrebare, domnule director coordonator, legată de explicarea acestei ordonanțe. Așa, pe scurt, că nu ne mai rămâne legat. Încercăm. Deci, în primul rând... Deci, în ce stadiu e? Că să știe lumea că nu se aplică. Adică, deci, aceasta nu este ordonanță, este proiect de lege depus de... Bine, cu pensiile am înțeles. Aia e un alt proiect. Da. Vorbim acum de legea asta, este? Măsurile, da, anticriză, cu, da, 15% tăierea la pensionare. Sunt două legi, așa, care sunt proiecte de legi depuse la Parlament, adică asumată răspunderea pe ele. Da, și care au trecut de Curtea Constituțională, adică astăzi au fost declarate constituționale, am urmărit ceva știri. Nu. Ce știri am văzut pe Național? Nu. Că zicea Curtea le-a declarat constituționale. Nu, e vorba de altceva. Asta nu. Nu, de aceste două. Nu, astea nu pot merge la Curtea Constituțională sau să fie publicate decât după ce se dezbate moțiunea. După ce se dezbate moțiunea. Și atunci ce au dat astăzi cei de la Curtea Constituțională? Nu știu, n-am urmărit. Așa, fugar, deci, am văzut, da, o știre, n-am urmărit. Deci trebuie să treacă pe acolo și după aia devin legi. Pe scurt, prima chestiune legată de pensia anticipată, că asta o, da, discutăm aici, această lege prevede, dar sigur după ce va intra deci una în vigoare. Deci două legi, da? Una dacă va trece, dacă de va parlament, trece de Parlament și va fi publicată... Dacă va fi și atacată la Curte și Curtea și va declara constituțională. Da, și va fi publicată monitor oficial, practic, după publicare ea intră deci în vigoare. Cu ea prevede că dispare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi în sistemul public de pensii, da, dispozițiile legale privind înscrierea la pensia anticipată și pensia anticipată parțială nu se mai aplică. Dispar, dar... Dacă trece ca lege, dar în finalul legii spune niște articole, printre care și acesta este, adică articolul 11, că ele acele prevederi sunt valabile doar până la 1 ianuarie 2011. Ne dați un balon de oxigen, luăm un nou telefon, bună seara! Sunteți, alo, în direct. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, vă rog? Alo! Domnul, cum vă numiți? Domnul Dumitru! Și de unde sunteți? Din...